CSVM Zalău a avut de înfruntat echipa CSU Cluj și a câștigat cu scorul de 3-0. Echipa zăloană își păstrează lanțul victorilor și se pare că nicio echipă nu este suficient de puternică pentru a o înfrânge. Primul set a început din nou cu deschiderea scorului de către zăloan, setul terminându-se rapid cu scorul de 25-12 pentru echipa antrenată de Aurel Vlaicu. CSVM Zalău prea conducerea și în setul secund și la fel ca și primul se termină repede, zăloanii reușind scorul de 25-18. Setul al treilea aduce o răsturnare de situație, clujenii preluând conducerea meciului și par să pună probleme echipei gazdă, însă preț de numai câteva serve zăloani impunându-se din nou și aducând diferențe de până la 12 puncte pe tabela de scor. Punctul 12 este adjudecat de zăloan printr-o tehnică pe care clujenii nu au putut să o prevadă, ceea ce a făcut ca mulțimea din sală să fie în extaz, aclamându-i pe zăloani. Setul al treilea a fost plin de energie din partea ambelor echipe și a făcut un joc care a fost pe placul publicului, schimbându-se numeroase pase până la înscrierea punctelor. Jocul a fost unul facil, după cum a declarat antrenorul echipei Aurel Vlaicu, care a ales să folosească echipa de bază pentru a face o mișcare bună. Destul de ușor, dacă l-ați văzut și dumneavoastră, deci a fost ca un antrenament bun, cu toată modestia. Mai mult, mă bucur că am putut să folosesc și echipa a doua. Nu m-am gândit pentru că ei trebuie să facă antrenamentul, nu să-l lipsească și atunci, tocmai de aceea am început cu echipa de bază, să facă un mișcare bună. În urma acestui meci, CSVM Zalău rămâne fermă pe poziții și își păstrează locul întâi din clasamentul campionatului masculin de vole, Divizia 1. Următorul meci va avea loc miercuri, când echipa antrenată de Aurel Vlaicu se deplasează pentru a întâlni echipa CVM Tomis Constanța.